Cuma, stânga-dreapta, da? Urechea care avea probleme, te durea. Aici ai, de fapt, zi boxele când se aude sincron, cum se numește, nu contează, îmi scrie de sub. Stânga-dreapta, da? Avea dreptul să facă așa ceva, pentru că era a neamului, da? Făcea filmări, dar n-a mers pe drumul deschiderii, da? Ca și noi toți, era în războiul magic și în mintea colectivă, am înțeles. Da, și avea din neam străneam să facă asta și n-a făcut, în paralel trebuia să-și deschidă urechile, da? Și a fost lene. Cine a fost? A cui fost soție, fost soț cu urechea probleme, da? Sau tu, eu, să zicem, da? Acum se reglează, activează, da? Omul trece pe acolo pe unde trebuia să treacă și se rezolvă. Ți-a dat ție, ți-a aruncat ție înapoi în viitor să ai probleme cu urechea, să-ți rezolvi, da? E un fel de zăza-băza, putea fi să fie aruncată în gând să ai așa ceva și să nenorocești, să fii nenorocit iubitul de lângă tine, fostul soț, știi? Și acum să-i dăm cezarului ceea cezarului. Am vorbit cu copilul în gând și am fost undeva noi atunci când am zburat cu avionul, nu contează că eram noi sau nu, nu contează, reiau acum, noi suntem două, eu cu fiica mea, da. Și ascultăm amândouă la așa ceva, nu știam de ce, ne-a fost băgat zăza-băza. Da? Cineva vroia să scape de drumul ăsta. Trebuia să țină în lumină că n-aude cu o ureche sau e surdomut sau e, da? Toate astea se întorc în copacul neamului. A cui e acum? Pentru că se activează, am auzit, dar de ce, dragă doamnă, dar țineți în lumină, vindecați. Nu, pentru că se activează senzorii înăuntru omului și e mult mai puternic ca mag. Și nu iei magului ce nu e a tău. Păi el nu vrea să se despacheteze și ce? Ei, asta e în copacul neamului lui. Într-a meu înseamnă că s-au despachetat de mult surdomuții. În stră-stră neamul meu. Înțelegi cum merge? Chiar dacă, da, eu acum sunt acolo, în scenariul ăsta, spațiu. Și să-i dăm cezarului ceea cezarului. Drum bun.